De aproape 3 săptămâni, angajații din Agenția Națională de Administrare Fiscală protestează zilnic prin întreruperea activităților timp de 2 ore. Angajații cer salarii mari și drepturi egale. Câteva revendicări la care noi ținem și insistăm în continuare. E vorba de egalizarea salariilor, de viitoarea lege a salarizării. O familie ocupațională distinctă față de cea administrație, strict pentru zona asta de finanțe, și un statut al finanțistului. În cele 2 ore în care își întrerup activitatea, angajații îndrumă pe contribuabilii să folosească metodele de plată online. Protestele vor continua și în perioada următoare până când guvernul va fi de acord cu revendicările sindicaliștilor.